După un început încurajator de campionat, situația de la Rapid a ajuns între timp una problematică. Sucevenii nu au mai câștigat un meci de campionat de 7 etape, au ieșit din zona play-off-ului, astfel că atmosfera din sânul echipei nu este una tocmai plăcută înaintea ultimului meci din acest an, din deplasare cu Oțelul Galați. Mai mult, sunt probleme mari și cu accidentările, astfel că albvișinii vor alinia la Galați o formulă de echipă mult diferită de cea standardă. Astfel, Daniel Bălan, Ciprian Sumanariu, Sorin Ciobanu și Marius Onciu nu vor face în mod sigur parte din lotul de 18 jucători pentru partida cu Oțelul, în vreme ce se fac eforturi mari pentru recuperarea în timp util a lui Toma Niga, Radu Sava, Constantin Aeroae și Vasile Dănilă. O absență certă este și cea a lui Cătălin Golovca, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Este o situație grea, dar trebuie să facem tot posibilul să câștigăm acest meci. Nu ne permitem să pierdem din nou, pentru că ar însemna să ne compromitem șansele la calificarea în play-off. Am vorbit cu jucătorii și le-am transmis clar că în caz că învingem la Galați, vom primi de la primărie bani aferenți pentru plata salariilor pe lunile octombrie și noiembrie. În caz contrar, nimic nu garantează acest lucru, a declarat președintele executiv al Rapidului, Dumitru Moldovan.